Și cea mai frumoasă sculptură, unii zic că este cea mai frumoasă sculptură din cimitirul din Cluj, e a soției, făcut de un sculptor, Emanuel Max, din Praga, și a fost făcut în 1855, e și semnătura artistului în partea, pe partea cealaltă. Și unii sau cei care au văzut prima dată au zis că seamănă foarte, foarte mult cu soția decedată, deci aproape identică, și chiar că este o, este o artă într-adevăr foarte, foarte frumoasă și foarte detaliată, cum se vede și cea ceaful și perna și totul este sculptat cu la cea mai mică, la cel mai mic detaliu. Așa, aici în sarcul rămășițele soției și fiului, poate că și a fiului, fiului era înmormântat aici în sarcofagul ăsta. Aici renovarea am făcut și am terminat anul acest an. Da. Deci inaugurarea, sau nu putem să zicem că inaugurarea, dar în folosință a fost în august, da. Și a durat iarăși 4 ani cu acoperișul, am început cu drenajul, apoi de obicei, ca de obicei înăuntru și afară. Afară a costat foarte, foarte mult părțile din piatră, încă restaurarea pietrelor e foarte, foarte scumpă. Costă foarte, foarte și foarte scumpă, pentru că mai ales aici materialul și că nu poți să faci cu o mașină cu nu știu ce, cu niște mașini speciale, finisaj cu bisturiu. Da. Exact. Okay. Mai ales că asta, părțile neogotice sunt foarte multe frunze și se poate vedea detalii care trebuie și erau într-o stare foarte, foarte proastă. Da. Din cauza ploilor, din cauza vremii, de zgheț în gheț, etc. Da. Se degradează ușor, mai ales că piatra folosită aici, în Cluj și în cimitir, până când a fost făcut calea ferată, atunci, dar asta a fost cazul în fiecare oraș, au folosit pietrele care au fost în apropiere, cariere disponibile. Care au fost disponibile în apropiere, și astea pietrele sunt din Viștea. Da. Calcar, sau deci din Viștea, care se poate sculpta foarte ușor, dar se degradează ușor. Da. Deci se poate vedea că fiecare, până când a fost restaurat, a ținut-o durat, cred că un an și jumătate. Da. Da, dar cred că o meritat. Și meritat, clar, arată bine. Și iarăși acum, ușa din, da, lemn masiv. Da, și ușa a fost din stejar. Da. Și asta a fost luat de muncitori și în timpul iernii, în atelier. Da. Au restaurat și ușa. Da. Da. Și de aici urmează cimitirul, cum zicem noi, cimitirul nou, până la calea, okay, Turzii. Da. Acolo este cimitirul eroilor, pe alea cea care am putea să mergem, dar de un kilometru, dar cam departe. Okay. Este deci, cimitirul. Practic, noi suntem cam la jumătate acum? Exact. Pe okay. Mijloc, cam așa. Merge ceva. Și acolo este cimitirul eroilor. Da. Și de aici noi coborâm, că asta e partea istorică. Ok. Și coborâm, e un colț, cum zicem noi, un colț unitarian. Ok, ia să-l care vedem. E foarte interesant ca și religie, nu știu dacă Traian a mai povestit despre unitarieni. Parcă ne-a spus ceva. Mergem mâine la ei. Da, la unitarieni? Bine, atunci nu da, zic nimic. Ba da, spune. Ba sine. Deci spune. Era singura religie asta fondată. Asta o să fie alt material. Alt material, am da. Înțeles. Singura religie care a fost fondată aici în Cluj și în Transilvania, putem să zicem în Ungaria medievală. Pentru că știm că reforma bisericii a început în Germania, la Wittenberg, unde a fost Martin Luther. Care, de fapt, a fost excomunicat din Biserica Catolică și așa a fost fondat Biserica Luterană sau Evanghelică. Da. Asta e ramura germană. Apoi urma o ramură din Elveția, din Geneva, unde un francez protestant deja, Jean Calvin, zicea că bine, bine, dar trebuie să mai simplificăm lucrurile.
Și asta a fost o ramură elvețiană a protestantismului, calvinismul, biserica reformată, care devenea foarte popular, mai ales aici în Europa de Est. Da. Că asta s-a întâmplat și în Cluj. Din cauza sașilor mai mult, care aveau legături strânse cu Germania, ideile protestantismului au ajuns relativ repede în Transilvania, mai ales în Brașov, când a început reforma în Germania, 1517, a ajuns în 1530, la finalul decenii, a fost deja în Brașov, de Ioannes Honterus, el era reformatorul Brașovului și toată țara Bârsei, și în, cred că 1541-42, deja toți sașii sunt luterani, da. Deja, cum s-a întâmplat și în Cluj, foarte repede. Aici era David Ferenc, era preotul romano-catolic, așa a început el cariera, dar și-a făcut studiile în Wittenberg. Și fix acolo, unde nu trebuia, din punctul de vedere al catolicilor. Când s-a întors, el deja devenise luteran, el ținea predica și slujba în Biserica Sfântul Mihail în stil luteran. Da. Încă nu erau așa divizate foarte, foarte strict, că n-ați luteran, calvinist, etc. Era protestant, noua modă. Apoi el s-a simpatizat apoi cu varianta elvețiană, cu calvinismul, s-a convertit în calvinism cu tot orașul. Până la urmă era influențată de medicul principelui Ioanes Sigismund, de Giorgio Blandrata, care au venit cu ideile antitrinitanianismului. Adică încă Sfânta Treime e o idee bună, interesantă, dar nu putem să găsim în Biblie, în Evanghelie, de ceva, o concepție mai târziu făcută, deci trebuie să eliminăm. Iisus Hristos e un profet foarte bun, trebuie să respectăm sau să trăim după învățăturile lui, dar nimic mai mult. Unul este Dumnezeu. Era o idee foarte, foarte populară în perioada aceasta și Clujul, tot Clujul, aproape tot Clujul, dar putem să zicem că aproape tot orașul, a devenit unitarian. Da. Și cam și erau majoritari în Transilvania, între maghiari. Luterani au rămas evanghelici, românii nu s-au străduit, au rămas ortodoxi. Acum mai apare o reformă. Și asta a rămas. Asta a rămas. Bun. Apoi urmează puțin mai târziu Biserica Greco-Catolică fondată, dar asta era deja sub Imperiul Habsburgic. Asta e altă poveste. Da. Dar unitarienii în secolul la finalul secolului al XVI-lea erau, pot să zic, majoritari aici în centrul Transilvaniei. Erau și în secuime multe locuri. Dar încet, încet, calvinismul a devenit și a ajuns pe primul loc, dar au rămas și unitarienii. Da. Și aici, cimitir, deși e interconfesional, a devenit asta, noi zicem, colțul unitarian. Că cei care sunt înmormântați aici erau unitarieni. Ok. Ca de exemplu, unitarian a fost și Darwin, era unitarian. Ok. Și acum trăiesc în Statele Unite, universaliști sunt unitarieni. Da. Și în Anglia, de exemplu, John Paget era unitarian. Da. Deci a devenit o religie internațională, deși nu avea niciodată atâția membri cât avea biserica luterană sau alte biserici protestante. Dar era ceva foarte, foarte interesant și astăzi, cred că în România trăiesc vreo 60.000. Sunt câțiva. Mă rog. Da. Da, sunt. Dar oricum mâine o să aflăm mai multe informații. Samuel Broșai, care era unitarian, și-a făcut studii în liceul, liceul unitarian și el a vrut să devină lingvist. Așa. Dar apoi a devenit și a terminat biologie la Universitatea din Budapesta și când a venit acasă, el a fundat prima grădina botanică din Cluj. El s-a ocupat și de lingvistică și cu muzică, cânta la violoncel
Și apoi a devenit pentru o perioadă și rectorul Universității Franz Josef din Cluj. Samuja Berde, sarcofagul lui Berdea Muja, care i-a lăsat în testament și a specificat că mormântul lui să fie ceva foarte, foarte discret. Apoi unitarieni au făcut adică dita mai mare spate. Sarcofag. Da, da, exact. Okay. Putem să intrăm e acolo pe poteca acela. Cam sarcofag de aici. Exact, observ, deci nu? Asta da. E foarte ironic. Era foarte, foarte bogat, fiind avocat. Așa. Da, și atunci era o meserie foarte bună. Și el a donat, a murit fără urmași și a donat toate averea bisericii unitariene, din care erau construit Colegiul Unitarian aici în Cluj și în Scristurul Secuiesc. Da, și erau foarte recunoscători și nu-l luat în seamă că el a zis în testament să fie ceva discret. Au făcut un sarcofag. Poate că a meritat. De, poate meritat. Că a meritat în sensul bun, mă refer. Da, deci, da. Deci cum, o să vedeți mâine, adică liceul, clădirea Liceului Unitarian e ca lumea. Imens, ca lumea, da. Și a fost ridicat în 1946, cam așa. 1946. Nu, 1904 sau 6. Aha, atunci. Ok. Da, deci la începutul secolului, da. Atunci înseamnă că era și mai mare, că și acum eu. Pentru vremurile respective, da. Da. Înseamnă că era foarte mare, deci a meritat. Un alt unitarian acolo, stă acolo sus, ne veghează. Da, acum da, înspre noi. Înspre noi. Vălăni Farcoșandur, născut la, în satul Colțești. Sau Rimetea, acolo sunt de cele două sate renumite unitariene, mai ales Rimetea. E foarte renumită, drept, unii zic că e cea mai frumoasă sau cel mai frumos sat din România. Cum okay. Trebuie, merită o, ce, o, pe YouTube Rimetea. Da, să luăm în calcul sau da. Cei care urmăresc materialul să se intereseze mai da. Mult despre acel sat. Și județul Alba. Da. Și el a făcut o călătorie în 1820-30 în Statele Unite. Și când s-a întors, el a scris o carte despre democrația din Statele Unite, cât de dezvoltată este democrația în Statele Unite. Și în comparație Transilvania cu nobilimia, parcă am rămas în feudalism, da. Care era și adevărat. Și ar trebui să facem în legătură cu asta. Și el a fondat primul cazinou din Cluj sau din Transilvania. Cazinou înseamnă că nu acolo au jucat cu cărți, nu știu ce. Cazinoul era locul de întâlnire a bărbaților sau oamenilor de seamă. Da. Deci nobilimea sau cei care au avut întreprinderi și fabrici s-au început să aibă. Și acolo el a dus și ziare din Londra, din Paris, din Viena, ca să lăgească puțin, ca să-și deschide ochii oamenilor și conducătorilor din Transilvania. Și el a fost primul care a fondat prima încercare. Era, nu era o bancă, dar era aproape o bancă. Deci putem să zici că e prima bancă din Transilvania. Deci încerca și el să schimbă societatea. Să ieșim din evul mediu, că până atunci oamenii iobagi încă erau, existau, deși mulți nobili, între ei și Miklós Veselényi și familia Juzsika sau membrii familiei Juzsika au zis că asta deja demodată, sistemul, acest sistem și ar trebui să eliminăm și iobagii trebuie să primească trebuie să fie eliberați și trebuie să primească fiecare pământ. Da. Și în 30, de exemplu, lângă Jibou, Miklós Veselényi deja a făcut pe moșia lor, a eliberat iobagii lui și a dat pământ pentru toată lumea. Aici acum coborâm partea asta de... Deja se vede un pic din oraș, da. Adică de acolo de unde ar fi trebuit să vede mai bine, acum se vede un petic din oraș. Da, așa. Cât de mare a devenit. Da. Și unde coborâm acum la stânga și puțin aici la adică puțin la stânga, apoi la dreapta, suntem se numește cimitirul hoștăzenilor. Asta e un cuvânt interesant. Da. Cine sunt hoștăzenii din Cluj? Așa. Hoștăzenii, adică cuvântul provine din cuvântul german Hochstadt. Deci orașul de sus. Da. Și orașul de sus, care de fapt e orașul de jos, că era pe partea de est al orașului și sud și puțin spre nord, era
un fel de... Deci aparținea orașului Cluj, dar bineînțeles în afara zidurilor, și era între oraș și sat. Da. Și oamenii care locuiau acolo erau oștezenii, da, care erau cetățeni ai orașului, dar totuși agricultori, deci țărani. Între țărani și cetățeni, deci sau orășeni. Țărani și orășeni. Și ei ce au produs, vândeau la piața din Cluj. Da. Deci legume, fructe, lactate, etc. Timp de secole, de patru secole, ei au adus și l-au mâncat pe clujenii, oștezenii. Și de fapt era un sat în jurul Clujului, da, încă în anii 1960-70. Okay. Când a început industrializarea forțată a lui Ceaușescu. Da. Și a venit cu ideea că trebuie să ridicăm cugul, armătura și fabricile lângă pe malul Someșului, spre est. Și l-au mutat oamenii în Cluj și s-a dublat numărul oamenilor în Cluj. Aveau nevoie de case și atunci au început să demoleze casele oamenilor, oștezenilor. Le-au luat grădinile și atunci acolo au construit cartierul Mărăști, cartierul Gheorgheni și cam asta, cele două cartiere au fost... Și au aceeași denumire și în ziua de astăzi? Acum, da, Mărăști, da? Piața Mărăști și cartierul Gheorgheni. Și atunci era hoștăzenii de pe strada, acum strada Dorobanților, atunci strada Honvezilor era numele, ieri erau elita hoștăzenilor. Aha. Sau pe strada Ungurilor, care era strada Ungurilor, pentru că, de unde provine denumirea aceasta? Pentru că, după invazia tătarilor, Clujul a fost refondat de sași și ei au avut voie să locuiască în incinta fortăreței. Era, da, o fortăreță mai micuță și ceilalți în afara zidurilor. Și era pe o stradă unde a locuit maghiare, a devenit strada Ungurilor, strada maghiarilor. Da. Și atunci era hoștezenii pe strada maghiarilor, hoștezenii pe strada dorobanților sau învezilor, era elita și strada spre, care spre podul Someșului erau mai puțin așa, mai proletari. Okay. Era la nivelul puțin mai jos. Da. De exemplu, un băiat pe acolo, pe strada, actuala strada Horea, nu putea să se ducă la o fată pe strada Unvezel, că dacă era găsit acolo, bătut. Dar invers mergea? Nu, nici inversul, mai jos, nu se poate. Okay. Da, și pe stânga-dreaptă, câteodată mai vedem tumbe, da, din asta familie Sat Mari Pop, deci, pe care propria Sat Mari Pop pare cunoscut și bucureștenilor. Mi se pare că fotograful oficial e Carol Pop de Sat Mari. Care la curtea dumneavoastră a făcut, exact, o fotografie. Exact, da, același familie. E provine, okay, din Cluj. Același Sat Mari Pop, Carol Pop de Sat Mari, ăsta. Da. Să vedem încă vreo trei tumbe ale familiei. Sau din, iarăși, 1000. Aici 1600 și ceva, ce dânce, da, a lui în limba latină, de Stefanus Este, că era preot reformat, calvinist, da, al Clujul, ce a rămas din, da, din tumbă. Care asta practic l-ați extras din pământ. Din pământ, moment, da, 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 da. Și acum am pusă pe o fundație din beton, ca armat, să atunci afunde, rămâne, da, acolo. Și nu, practic în aceeași poziție, adică tot acolo nu, a fost găsit? În nu, apropiere. Câte în apropiere. Câte, okay. Unii au fost lăsate pe acolo, unii mutate. No, în fine, hoștezenii au folosit partea asta. Deci ei și astăzi sunt înmormântați aici. Adică aici, mai pe alea, unde, da, acum, da, pe aici la dreapta, un pic în dreapta, la 3B și puțin aici la stânga. Da. Aici e, și acum numim cimitirul hoștezenilor, unde vedem simbolul grâul sau struguri, simbolurile acestea, da, unde, pe morminte, de exemplu, acolo. A, uite sus, da, acolo, da, da. Îl vezi acolo sus? Dar, da, avem pietre rând, funerare care sunt tipice ale hoștăzenilor. De exemplu, acea, acolo, de exemplu, da, iar și o mână. Pentru acolo cu pe, da, aici am sus pic de grâu, aici putem să intrăm, oricum mergem acolo în spate. Aici. Da, într-o stare relativ bună. Asta era tipic
Aici, în cimitirul Hoșcezenă, cum se vede, și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo sunt mai multe. Deci sunt mai de multe acest tip. Desene, da, mai multe, da, tipuri. Uite și aici. Și în spate, uite, cele două care a rămas în, pe locul original, iarăși o tumbă, a lui Ințe Mihai, și aici două pietre funerare, asta în 1676. Aha. În locul original. Da. Deci din întâmplare, din fericire a rămas. Da. Asta din 1795, deci mai mult 100 de ani mai târziu. Și mai este acolo, aceea înaltă, piatra aceea înaltă, da, tot din 1673, era episcopul reformat Transilvaniei. Covasnăi, Peter, sau în latină Petrus Covasnăi. Și aici aș zic ceva interesant. Aici în latină, hic iacet reverendus sacrarissimus simus dominus Petrus Covasnăi, care e foarte interesant. Aici de data 1673 și când a murit, die 21 iulie, etatem agens, era, avea 57 de ani. Covasnăi, Ecclesiarum Ortodoxarum in Transilvania Episcopus. Că era foarte interesant că acum vii, opa, opa, Biserica Ortodoxă. Ce înseamnă de fapt ortodox? Cuvântul ortodox. Înseamnă credința adevărată. Și bineînțeles că în fiecare epocă, asta era epoca când Biserica Reformată zicea că calviniți, că credința ei adevărată, da, noi. Dar așa ziceau și romanul catolic, asta zicea. Deci atunci păi, nu erau conflicte interetnice, erau conflicte interconfesionale. Mai mult în Europa aici, da, am avut, dar fiecare zis că a mea e cea mai bună și dacă eu nu te forțez, puțin așa forțez pe tine ca să vii la noi, înseamnă că am făcut numai un lucru bun pentru, da, tine, că ajungi mai sigur în, da, 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 în rai. Bineînțeles. Da, de aceea, ortodoxarum înseamnă că cu credința adevărată. Eclesia, și atunci, în secolul al XVII-lea, când era, de fapt, epoca în care Imperiul Habsburgic încet, încet s-a înflățat și la finalul secolului deja a intrat cum ar veni în Transilvania și Transilvania a devenit partea Imperiului Habsburgic. Până atunci era principat semi-quasi independent și a făcut balanță între Imperiul Habsburgic și cel otoman. În perioada asta trebuia să fie accentuată că care, deci, reformat calvinistă e cea mai bună, episcop romano-catolic nici nu avea voie să intre în Transilvania atunci, ea abia a devenit la începutul secolului al XVIII-lea. Dar de aceea câteodată mai vedem în latină că Ecclesia Ortodoxe Transilvania înseamnă că de fapt era biserica calvinistă, da, dacă citim din secolul al XVIII-lea. Atunci Biserica Ortodoxă din Transilvania, adică era nu era o mitropolie separată, era, cred că aparținea de mitropolia din Verșeț, da, din Serbia de azi. Acum dau seama cât de mult am urcat. Da. Că uite cât de mult coborâm și mai avem. Și, na, că nu mai este mult. Dar aici e tipic hoștezian. Și acolo în spate. Avem și în aici spate. Spicul, da. Spicele. Uite. Deci cimitirul a devenit imens. Da, 22 de hectare în aproximativ 60 de mii. 22 de hectare? Da, da. Și aproximativ 60 de mii de morminte.
Numai în parcela 3B aici, acum suntem la 2295 și la sus să ajungem la 3000 și ceva, 500 și ceva. Ce? Numai în parcela asta. Ce? Parcela asta a fost străzenilor. Aha. Asta e parcela 3B. Și numai da, în parcela această parcelă sunt mai mult de 3000 de morminte. Deci îmi închipui că dacă vrei să cauți ceva anume sau să vezi anumite istorii, numai în arhivă cât timp trebuie să petreci? Doar să vezi cine e îngropat sunt și cam pe unde. Și, da? Avem și noi o hartă interactivă, sunt și hărți printate, sunt și cărți okay. care descrie pas cine și unde este înmormântat okay. Și o scurtă poveste a okay. vieții, asta foarte interesant. Scurtă. Și poți să faci cu cartea aceasta o plimbare de 3 zile sau 3 plimbări cât e o zi aici da. în cimitir și poți să înveți așa istoria Transilvaniei și dar poți să cauți și după parcelă și număr. De exemplu, aici se șerpuiește cum ar veni numărătoarea, deci ajungem aici, să zicem, asta e 2089, asta 2090, 90, 92, 93, până la capăt, se întoarce și aici ajungem de la 2100 și ceva. Deci da. Așa merge numărătoarea și până când ajunge sus. Deci poți okay. să găsești, dar nu. Să știi trece și cum puțin. Să cauți. Da, da, da. Dar e bine că sunt numerotate toate. Nu? Toate sunt De nu fiecare, aha. nu fiecare, că mai numai acum de vreo 10 ani ești obligat când plătești concesiunea, taxa de concesiune, da. Atunci trebuie să prezinți o fotografie la care se vede că ai gravat parcela și numărul mm-hmm. numărul mormântului. Că dacă nu... Câteodată mai face câte sunt șmecherii, da, se mai uh-huh. încurcă. Aici la stânga o să mergem. Da. E imens. Da. Oare e mai mare decât Belu? Nu știu dacă e mai mare, dar mult mai mare. Dar mai veche, da, da. Acum văd în Belu e mai așa, ai mai mult spațiu și acolo a rămas așa, deci arată mult mai mult ca și o grădină. Da. Aici nevoia pentru spațiu era da. Mult mai și mi se pare îngrozitor câteodată că e un loc micuț și iar l-au băgat acolo repede un mormânt. Da. Din păcate. Asta e, luăm ca atare. Stânga? Cred că dreapta. Sunt sau... foarte... deja, aha, se conțe, putem să trecem. Că aici trebuie să coborăm. Asta nu e principală pe care am ba da, dar și asta e principală. Da. Eu am probleme cu, întotdeauna am avut probleme cu apa. Aha, și trebuie și neapărat acum, să facă canalizare. Și acum, în final, au băgat și aici o țeavă mai mare. Da. Pentru că până acum erau... Deci, dar acum, odată cu restaurările, acuma, vine și mai multă apă de sus. Nu conta atât. Dar când vine o ploaie și mai este, este un izvor aici mai sus. Că okay. suntem la da. Dealului. Deci, sunt mai multe izvoare aici în, da. În cimitir. Bineînțeles, apa nu e potabilă, că s-a dus peste vreo 100 de morți. Minim. L-a spălat. Da. Deci, da, da dar da, da. Sunt. Și este, opa, câteva. Întotdeauna verific dacă e o piatră veche cu inscripție. Dar asta nu, era numai o fundație, ceva. Deci, se mai găsesc. Da, câteodată mai ies la ideală. Lucruri, da. Cred că asta de aici. De acolo e. O venit să reface aici mormântul. Dar asta cred că de acolo jos au venit, dar dacă nu este inscripție atunci, înseamnă că a fost ceva fundație. Câteodată m-ai găsit, cum am găsit și acela din 1600 și 45, dar nu e nicio inscripție, deși bine, e șlefuită să, frumos. Da, trebuie să te uiți mai atent. E șlefuită frumos, da. Îmi pasă pe toate părțile. Da, nu. Nu. Ata e pe. Trebuie să mai fac mai multe plimbări aici în cimitir, ca așa
găsim câteodată din întâmplare. Da. Așa ce o să mergem imediat la stânga, să ajungem la Racoviță, că el a omis săracul. Da. Dimitrie Popovici Bayreuth, cum se numește și numele luat Bayreuth, și-a făcut studii în Germania, localitatea Bayreuth, și el a fost primul director al Operei Române din Cluj în anii 20. Și un mormântat aici și un alt cântăreț pe partea cealaltă, Nicolae Bretanu, acolo în față. Aici pe colț? Pe colț, da. Care a fost iarăși cântăreț de operă. Da. Ah, uite că se vede și partitura. Poate că nu e o reclamă cea mai bună, dar sunt anecdotă. Când era nevoie era Micluș, când era nevoie era Nicolae. Când bătea vântul, cum bătea vântul, așa a fost și el. Dar, oameni dar, suntem. Exact. Dar a fost un cântăreț foarte, foarte, okay. Foarte bun. Cred că asta contează asta pentru toată lumea, da. Și aici puțin mai jos o să vedem. Deci iarăși, da, aici întotdeauna va fi o mormântare. Aici, în dreapta, mai ales aici, în dreapta, mai ales aici, în jos, că este partea veche, întotdeauna mă uit, nu-i frumos, dar mă uit în mormânt, dacă nu este cumva o piatră veche, da. Stânga, dreaptă, sus în jos, aruncat afară, câteodată mai ies la iveială, așa, da, pietre da. Vechi și am și zis groparilor, dacă găsiți, să mă sunați că vin aici cu studenții și în 5 minute rezolvăm, vă ajutăm. Numai să, luăm, să fie groparii, să fie ca lumea, da. Să nu creadă după aia că îi ții din timp. De dar aia dacă... zic că venim în 5 minute, suntem aici și îl ajutăm, da, la revedere, n-au treabă așa ei. Așa dacă e păcat să se pierdă ceva. Întotdeauna mă uit. E, cineva am zis că e foarte interesant ce lucrez, mai ales acum săptămâna trecută am fost la Alba Iulia, unde o, pot să zic, o colegă care acum și-a terminat doctoratul și a avut susținerea tezei de doctorat la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia și am fost la susținerea tezei și acolo a zis la finalul susținerii directorul Muzeului Unirea din Alba Iulia, că bun venit în, cum a zis, în cercul ciudățenilor, ciudaților, cercul ciudaților, că toți sunt unii care se ocupă, că tu te ocupi cu morții, mai sunt unii care se ocupă cu restaurarea hainelor găsite pe morți. Ok. Și mai alte arheologi, de fapt, ei sunt, ei caută morții. Deci bun venit în echipa ciudaților. Da. Și eu mă simt că fac parte din echipa ciudaților, dar eu așa cred că e o muncă foarte, foarte frumoasă și am mai vorbit și cu un topograf care a făcut harta cimitirului luteran, că zicea, lucra și un an și ceva, că era cel mai frumos proiect din viața lui, pentru că când el nu a simțit viața efemeră, să că ajungem și noi aici, el a citit numele, a mai citit viața celor care sunt înmormântați aici și primești și simți un fel de inspirație. Da. Așa mi se pare și mie. Că vin lângă Racovița, de exemplu, fix lângă el, un alt geolog este înmormântat, renumit Staloș István, sau Racovița, care de fapt a inventat o știință nouă, biospeologia, de fapt, care el a făcut, el e pionierul și el a făcut prima dată, deci renumit, un savant renumit pe plan mondial. Și când citești numele, imediat, da, el, sau Astalos și el, sau sculptorul, nu știu, care ce a făcut aici, de exemplu, sculptorul Ferenc Sesa, care a făcut ăsta, sau monumentul de acolo. Și sau sculptorul Iosef Klöss, sau arhitectul Kager Barantal. El care a făcut, de se leagă istoria, microistorii care aparțin familiilor care sunt înmormântate aici. Și câteodată un mormânt sau grădină micuță aparține familiei de 100-150 de ani.
Asta e o microistorie, istoria familiei. Da. Dar se leagă cu istoria mare, amplă a Clujului sau a Transilvaniei sau României, a Ungariei, etc. Și din asta se clădește istoria, istoria omenirii, da, de fapt, din microistorie, istoria familiei, istoria regiunii, orașului. Și asta, cimitirul reflectă întotdeauna istoria orașului și reflectă și componența societății. Da, e o poveste foarte tristă. Numele meu, da, da. Care a murit într-un accident. Clasa 8-a. Și, de fapt, componența societății este aici în cimitir, se reflectă cu 50 de ani, cum a arătat orașul acum 50 sau 100 de ani. Deci e oglindă cu întârziere. Da. Cu întârziere. Ok. Interesant. Te vin. Și știi că ăsta a făcut un dita mai mare monument, înseamnă că și știm din poveste că era renumit, că era avocat, că nu știu ce. Știi deja povestea, faci legătura între poveștile astea mai mici cu ce povestea cea mare și de aceea mi se pare că lucrezi și în, nu, că nu faci parte din cercul ciudaților. Că nu prea. Cred că o știință sau un teritoriu care merită de cercetat, de protejat. Că aici, de fapt, aici cunoști trecutul și aici poți să primești inspirație. Aici... Și mai ales aici, cu asta, întotdeauna cu asta încep, că interconfesional, că trei episcopi reformați, cu asta începe cimitirul și în spate un canonoc roman și un prelat romano-catolic, fondatorul liceului romano-catolic pentru fete, de aceea este o fată îmbrăcată în uniforma școlii. Ei stau aici în pace, împreună, da, în cimitir. Deci asta mi se pare frumos, că interetnic, interconfesional, cum se zice în germană, gemisht, deci amestecat. Da. Și un cuvânt folosit și de slavi, gemisht. Deci cum suntem și noi, fiecare găsește în el din altcineva, dintr-un alt popor. Și eu când combinăm părțile cele mai bune, atunci e cel mai fain. Cred că asta e farmecul orașului, cimitirului de aici. Da. Iată că aici se închide ultima pagină a fiecărei povești în acest cimitir și nu numai, în toate cimitirile. Poveștile fiecărui om. Da, îți mulțumim tare mult, ne-a plăcut plimbarea. Cu plăcere. Și... Avem și un banc, v-am dus, las acolo acasă notiță, că m-am dus cu bicicleta în cimitir. Și urmează notița, și cine aduce bicicleta acasă? Ok. Na, acum tu, noi... Tu chiar ai venit cu bicicleta, uite-o acolo. Am venit cu bicicleta, da. Și mergem afară, într-un okay. Zic că am intrat și o să mergem. Încă nu ne-a venit timpul, da. Dar, cum zic și clujenii, cimitirul Harjung ar trebui meritat. Deci trebuie să lucrezi. Acestea fiind spuse, încă o dată îți mulțumim și îți urăm toate cele bune. Mulțumesc. Și îți mulțumim pentru plimbărică. Cu plăcere. La revedere.